Despre ele vorbim mai încolo. Astăzi vorbim despre Facebook. Am pățit-o și eu, a pățit-o și George și Răzvan și probabil toată lumea care și-a instalat Facebook-ul pe un telefon nou. Am făcut o fotografie și știam că va fi cea câștigătoare. Știam că o să curgă sutele sau poate chiar miile de like-uri și toată lumea o să mă întrebe cu ce telefon ai făcut fotografia aia sau cu ce aparat. Arată extraordinar. Ce a ajuns însă pe Facebook a fost probabil o fotografie făcută cu un Nokia 3310 cel nou și postată cu cel vechi. Dacă vrei să ai fotografii care arată bine pe Facebook, mai ales că ai un telefon probabil care știe să facă fotografii bune, că pentru asta l-ai ales, trebuie să faci un singur lucru. Trebuie să activezi fotografiile, upload-ul de fotografii și de video în HD. Da, este dezactivat, pentru că Facebook consideră că țara noastră este o țară bananieră și glumesc aici și vrea să ne salveze de consumul foarte mare de date al aplicației. E drept, Facebook-ul, Messenger-ul și toate celelalte aplicații din suita lor consumă destul de mult trafic și bineînțeles și baterie. Cel mai simplu ca să faci treaba asta este să mergi în aplicația de Facebook, să mergi la setări și undeva aici jos, la setările aplicațiilor, cam așa o să-ți arate opțiunile tale. Cu gri, tu trebuie să le faci albastre. Încarcă fotografii în HD, încarcă clipuri video în HD. Le activezi pe amândouă și în momentul ăsta orice fotografie pe care ai urcat-o pe Facebook va arăta, să zicem, aproape la fel de bine ca pe ecranul telefonului tău. E atât de simplu. Bine, eu ți-aș mai spune câteva chestii. Dacă tot ești în meniu aici, oprește și această opțiune. Sunete în aplicație. Când e pe albastru este pornită, când este pe gri este oprită. Și nu mai ai tot felul de efecte enervante, mai ales când ai like, share sau subscribe la cineva, cum ar fi la noi, de exemplu, oprește și opțiunea asta. Sunetul este pornit când încep clipurile video din noutăți. De ce? E destul de enervant, îți consumă mai mult din baterie și, din nou, este destul de enervant. Îi enervezi mai ales pe cei care stau lângă tine. În momentul în care tu dai scroll pe Facebook și fiecare video care ți apare în timeline, pornește cu sunet. Bine, dacă este despre mașini, eu zic că e ok. Mă întorc în setările aplicațiilor și l-am dezactivat. Și mai am o opțiune pe care o prefer, tocmai pentru a economisi consumul de date, cu toate că dacă stai să te gândești, în momentul în care urci o fotografie la calitate mai mare pe Facebook, îți consumă mai puțin trafic de date decât dacă ai lăsa pornit automat clipurile video. Dacă le lași pornite, îți vor rula în fundal și în momentul la traficul tău de date s-ar putea să coboare cam așa și nu-ți mai ajunge până la Crăciun ca să faci poze cu Moș Crăciun și cu omulețul de zăpadă din curte. Acum, dacă vrei să urci fotografii la calitate mare și să se vadă cu adevărat bine, încearcă să renunți la telefonul mobil și să o faci de pe un laptop sau de pe un desktop. În momentul în care urci de pe desktop sau de pe laptop pozele la rezoluție cât mai mare, Facebook automat face o compresie ca să economisească el trafic când le arată altor persoane, însă acea compresie va fi mai redusă decât cea de pe telefonul mobil. Și în felul ăla, fotografiile pe care le-ai făcut probabil și le-ai prelucrat și ai muncit foarte mult la ele se vor vedea mult, mult mai bine. Am încercat să testez diverse variante de formate, cum ar fi JPEG sau PNG sau alte formate care sunt mai puțin comprimate, însă am ajuns la aceeași concluzie. Salvează-o în cel mai mare format posibil și postează-o de pe un desktop. Poate să fie un Apple, poate să fie un Windows, nu contează. Ideea e să o posteze pe un desktop pentru că Facebook știe de pe ce platformă a fost urcată și în momentul ăla face o procesare ceva mai redusă, adică o să ai niște fotografii mult mai bune. Cam asta este concluzia. La videouri, la fel. Noi urcăm, de exemplu, clipurile și teaserurile de pe Facebook la rezoluție 4K. Sigur, ele se văd doar 720p pe multe monitoare, telefoane sau laptopuri, însă noi știm că am urcat-o la rezoluție 4K și cine are un monitor cu rezoluție 4K s-ar putea să aibă activă opțiunea în Facebook să le poată vedea în 4K. E mai bine pentru toată lumea. Cam asta este tot. Atât am vrut să vă spun astăzi pentru că mi s-a părut mie foarte importantă chestia asta. Orice telefon am luat în mână de la prieteni, telefon cumpărat de nou, are această opțiune dezactivată și toți se plâng că fotografiile lor se văd așa. În loc să se vadă așa. Cam atât pentru astăzi. Eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare, probabil cu jucăriile alea două pe care mă duc acum să le instalez și să le testez în sistemul de montaj. Cred că îmi ține sursa? Sigur ține sursa, pentru că am luat o sursă de 1000 de W ca să fiu pregătit. Și ne vedem data viitoare cu un clip pe cavaleria.ro.